Adrian Videanu spunea ieri că această comasare PSD-PNL ar putea fi utilă și PDL-ului și României. PDL-ul ce câștigă din această alianță? Pentru că asta făcea Adrian Videanu, prin vicepreședintele PDL-ului, încerca să spună că de fapt există un joc în care cineva câștigă și cineva pierde din această alianță. Există limite dincolo de care, indiferent de greutățile cu care se confruntă electorat, în momentul în care trebuie să-și încredințeze următorii 4 ani unei anumite formațiuni politice, unor anumiți oameni, unor anumiți lideri politici, pretind o minimă moralitate, o minimă credibilitate, o minimă șansă ca acești oameni să aibă acel dram de onoare care să merite într-adevăr să dea. Nu a fost jos Năstase, pun jos Năstase și a urmat un program. În momentul de față... Și PSD și PNL au timp să-și facă acest program, au un an de zile. Doamna Fati, în momentul când vii și spui, eu întorc o pagină în istoria României contemporane, trebuie să vin cu un program. În momentul de față nu există niciun fel de program. Din contră, tot ce a însemnat opțiuni economice este dat deoparte sau este băgat sub masă sau în manșetă și nu se vorbește cât de bine ne înțelegem și ce... V-ați spus că această alianță va fi folositoare PDL-ului. PDL-ului, veți câștiga din această degringoladă a celor două partide? Cu siguranță. Cu siguranță. Adică vom câștiga... Nu spun că vom lua din electoratul PSD-ului. Nu merg până într-acolo. Cu siguranță vom lua din electoratul PNL-ului și cu siguranță vom lua din electoratul indecis sau dintr-un electorat pe care l-am avut și care ne-a judecat cu severitate pentru măsuri pe care am fost obligați să le luăm. Ce faceți, domnule senator, cu UNPR-ul? Acest mic partid format prin dezertarea câtorva lideri de marcă din PSD la formarea guvernului după alegerile din 2008. Îl absorbiți? Faceți o alianță? Doamnă, nu s-a discutat nicio clipă. Nu s-a discutat nicio clipă de un proces de absorpție. Iar în ceea ce privesc alianțele, PDL-ul cel puțin până la ora actuală a declarat că nu are în vedere alianțe pre-electorale și că se poate discuta despre o alianță sau despre continuarea unei alianțe post-electorale.